Mamă, bro, sunt pe picioarele. N-avem și noi mai altceva în afară de Superliga asta. M-am săturat să Da, pe joc. bune, deci am tricoul ăsta cu Dinamo, echipa mea favorită de mic copil, frate, și nu mai pot să N-ai cum joc și să eu cu ea. joci cu ea. Da, e N-ai. incredibil, sau... Ia. Bă, dați seama de ce e aia de Superliga? Uite, stai că și eu am. Stai, mă, ce e Liga 2, 3... Cum ai făcut? Băi, ești nebun! De unde și până unde? Ia, Cum, ia, mă? ia, ia, ia-te la Liga a doua. Stai, am Dinamo... Unirea, Nu da, mă, că cred am așa Dinamo, gen... ceva. Hai Și Dinamo, Metalo bă! Globus. Ia uite, Băi, ești bun, nebun? Hai Dinamo. Dinamo în FIFA. Ia, stai, ia, Câinii stai. Am... roșii. Mamă, băi, ești nebun? Ia uite ce echipe am eu. Piatra... Wow. Mamă, pot să joc cu nemții. Pot să joc cu nemții și pe nemții. Dacă vrei și voi să vezi Liga 2, Liga 3 și chiar a 4 în FIFA 23, aveți linkul în descriere la modul FRLP, care include multe alte surprize pentru voi, precum transmisiune de la Digi, bannere, steaguri sau galerii, pentru a avea o atmosferă cât mai realistă a meciilor. Deci, aruncați o privire și spuneți-le că v-a trimis Leo. Vă pup! Vă salut, băieți și fete, eu sunt Leo, bine v-am regăsit la un nou episod aici cu Cristi. Vă salut, băieți. Cristi din Amovistul meu preferat. Astăzi, băieți, vom Da. face un super experiment la FIFA 23, pentru că cu ajutorul acestui mod minunat avem Liga 2, Liga 3 și Liga 4 în FIFA, nu doar Superliga. În sfârșit putem juca derbiul etern FCSB versus Dinamo, dar o să avem și partea cealaltă cu CSA versus Dinamo, ca să nu se supere nimeni. Prima oară să jucăm FCSB versus Dinamo. Eu o să iau FCSB-ul Eternul pentru derby, că după am părerea trecut mea. ăsta, derbiul și după părerea mea, dar na, fiecare cum crede. Adică... Oricum eu sunt fan Dinamo de mic aici, da, na. Nici Am nu știu trădat cum, culorile, nici nu băieți, știu cum pentru să puțin jucăm, că timp. gen, aș vrea să joc și eu roșu, dar și tu ești. Hai că joc eu în albastru, ca să te las pe tine, că Nu, Dinamo... facem piatră faptică hârtie. Și Bine, arătăm doar bine, la bine. cameră. Și vedem dacă la vezi tu aici, dacă am zis corect, să zic așa. Ți bine, 3, hai! 2, 1... 1 și... Ce ai? Stai, fii atent, îți și zic ce ai dat și sunt sigur. Piatră. Nu. Farfecă. Ai dat... Te-am bătut atunci că m-am arătat piatră. Ah, Deci iau eu bine, roșu. bine, hai. Te cred pe cuvânt acum, n-am ce să fac. Hai să vedem aici echipele. Bă, chiar sunt curios aici la Dinamo ce avem. Ia uite. Ok, deci îl avem pe Bordușanu pe aici. Buleică, mamă ce... O, Ahmed Bani care a Ia filmat uite pe Diez. băiatul ăsta, Cune, e România întreg. Da. Cine ar mai fi pe aici din cei care am filmat eu, din păcate nu mai sunt Da, băieți, la bun. FCSB, un clasic 4-3-3 atac, jucăm cu Popescu în spatele lui Companio, Cordea, Coman, Olaru, Ejumat, Tamdawa, echipa de campionat. La tine, Da, tu știi cu cine eu o să să joci? fac. Băi, eu cred că o să fac o mică improvizație, o să joc cu Ahmed Bani, atacant, deși el e cam. Mamă, ce nebunie! Și, mă rog, Patrick ăsta cu 43 pace nu mă încântă. Vezi și mai e la fundaș. Buleică. Nu prea cred că am nimic. Am Jaffer ăsta. Nu, bă, uite, joc pe Jaffer că e mai rapid. Ia uite acolo Digi Sport 2. De fapt, ăsta e Da. meci de Digi Sport 1, părerea mea, dar hai, nu mai zicem. Oricum e mișto, e mișto cum e făcut. Da, și uite cum intră. Au și... Vezi că au logo-ul Graș. lui Dinamo acolo, gen... Băi, ești nebun, chiar e Da, făcut e mișto, e mișto. ca Uite, și e toate facem mare. bannerele. Aha. Uite și pe Coman aici care are și fața în joc. Da, și Nu tatuajul ăla cu puțin. 7 aici, după ureche. Da. Și cei de la Dinamo sunt super bine făcuți după părerea mea. Gabriel, Da, uite, chiar frate, arată. deci arată exact bine, Cam mai mult poze sau dacă mai mă puțin uit. ca în groapă, dar chiar arată bine. Și uite, sponsorul acolo, Liga a doua, nu Da, știu e ce. super bine. Uitați și tricoul meu, care e, mă rog, tricoul de anul trecut, de când eram în Liga 1 încă. Tricoul meu n-are nimic pe el. Așa Vedem e. aici echipa mea, băieții, un 4-2-3-1, Buleică, Bena, Jaffer, Gabriel în apărare, roșu cu La Rucea, nu știu ce are doi de râdeam, nu contează, Ghezali, Iglesias și Bordușanu în atac în spatele lui Bani, pentru că Bani trebuie să curgă, frate, aici să curgă alături de golul acest Știi că monstru. și Șut a jucat la Dinamo? Nu, Nu, nu știu. nu, n-a jucat la Dinamo, n-a jucat, scuze, gol. Era un băiat gol care a jucat la Dinamo. Bun, Cred acum că haideți să era vedem partenerul echipa lui Șuciu. FCSB-ului. Tânovanu în poartă. Cam urât îl arată. Radonovic, Tamdawa și Crețu, 4 acolo, 4 zei. Olaru, Popescu și Ejuma la mijlocul terenului și un trio pentru 4-3-3. Jucăm Coman, Companio, Cordea, CCC. Vedem aici Târnovanu cum ia la... Hai băieți, hai! Uite, avem și galeria pe CSB de acolo în spate. Da, Deci velit chiar pe... seamănă dacă mă întreb bine puțin stadionul ăsta, deși nu e Ștefan cel Mare, dar l-au ales bine. Și e tabela Frumos aia în la spate, da televizor. mă, e chiar mișto rău.
Mișto. Hai să vedem, băieții. Să înceapă fotbalul. Să înceapă partida. Trebuie să-mi iau revanșa, că în ultima vreme m-ai bătut foarte rău, sincer. Eu am auzit că ai... Nu mai contează. Eu, băieții, ca idee, aud și galeria, să zic așa, dar na, după care te-am filmat, nu o să se audă. O să dăm banii, Gabriel. Oh, stai că ești periculos, băi, băiatul. Au! Corner, bă. Primul corner, hai că e bine. Ai pornit bine, ai pornit bine, uite acolo, Peruza, Cătălin, Hâldan. Uite și brigada. Pentru fanii adevărați. Și e și prima ocazie, să zic așa. Hai să vedem pe Florinel Coman. Florinel Coman. Diferență mare de viteză aici, dar ai dacă greșit tu pasa aia. Aoleu, aoleu. Nu, așa, bine, dacă mă uit la gazon, e fix cum e pe cum e în groapă gazonul. Bă, nu știu, nu mi se pare rău. Adică n-arătă rău. Olaru. Aoleu, Tavi aici. Aaa, păcat acolo, păcat. Da, știam că de-aia acolo, știam. Roșu. Nu, ai, Daua, picioarele lui de 3 metri. Seamănă cu mine, Daua. Are 3 picioare. Asta de aici, Iglesias. Iglesias. Enrique Iglesias. Enrique, ce finesse! Incredibil. Mamă, și cu centrare incredibilă. Ce mai tare șut. Iglesias din vară la Steaua. Cred că și dacă trăgeam cu stâncul, trăgeam mai bine. Oh, aici bine. Opa. Nu! Bine, dar se mișcă greu jocul ăsta, nu știu, jucătorii sunt slabi. Bine, Coman, hai, Coman. Da, pasă. Și ăsta e contraatacul meu. Florinel Coman, capitanul nostru, Florinel. Hai, Florinel, pas. Ah, mai știi. Ia, încă vrei pas. Dar recuperarea lui Popescu. Popescu, dribbling-uri acolo. Fără prea multă șansă. Hai, că suntem, știu cum joci. Și a plecat banii. No. Ahmed e... banii. No! Ah, aproape. Hai, Tamiregele. E împăratul defensivei FCSB Bistef. Olaru. Olaru. Pentru prima oară pentru în istoria mea când am... Coman pentru Companio. Companio! Ce chifteluță. Uite cum a rămas acolo gazonul. Tribunele sunt pline în această după amiază, după cum se vede că nu poți să zici că e seară când e atât de soare pe teren. Această după amiază de Dar nu face bură, nu înțeleg. Olaru, prost. Dar recuperarea lui Radunovic. Pentru prima oară când o să-mi doresc ca să câștige Dinamo într-un duel de acest gen. Trebuie să fac acest compromis. Deci dați acolo like, băieții, pentru acest Florinel compromis. Florinel Coman. Păcat. Putem să te fac acolo ușor. Eu în acest meci să joc simplu, cu pase, nu o să mă complic precum o să faci tu. Și opa, greșește. Greșea la mare lui Daua, Ghezali. Hai să vedem. Ghezali recuperarea foarte bună, e destul de lentă totuși, cred că algerian. Olaru pentru Companio. Companio l-are în față pe Tavi Popescu, dar grăbește pasa. Și nu e o pasă. Ia-o pentru mine. Se simte așa consideră arbitrul Marcel Bârsan. Vedem pasa către Companio. Companio. Foarte bine stă Dinamo până acum, sincer. E că mă rog, eu stau foarte bine. Opa, cine a luat roșu? Aici. Roșu! Îl scope Tânovanu, nu, foarte bine. Nu, am făcut ball roll. Am făcut ball roll și nu mi l-a luat. Contează Tânovanu, imperial. Până acum, sincer vă zic, băieți, se simte un pic diferența de echipă. Adică se vede că totuși n-am mai slabă în rating. Dar? Mă țin bine eu, nu știu. Eu voiam să zic, dar să-ți dau colț, dar n-avea sens să zic dar la chestia aia. Coman, penalti! Penalti! Nu, n-ai cum, niciodată. Penalti că totuși vreau e pe CSB. Să văd reloarea. Totuși. Adică ne respectăm, deci ia vreau să văd reloarea, ia. N-a fost niciodată. Ba da, uite-te și tu, i-a prins piciorul, efectiv. Efectiv i-a prins piciorul, frate. Dar nici nu contează, că oricum ți-o apără. Companio! Dușmovici! Companio! Companio! Pe centru, Cagolani! Hai să vedem celebrarea lui Companio în fața tribunei Dinamo Viste. Aparent, Companio este tătic și va avea un bebeluș. Vedem aici steliștii cum se bucură. Minutul 33, un super gol din penalti pe centru. Da, Eurogol. Peaky Football este cel mai mare magazin online dedicat tricourilor de fotbal retro. Vrei Premier League? Avem Premier League. Vrei La Liga? Avem La Liga. Vrei oare și Serie A? Păi avem, tată!
plus multe alte tricouri rarisime, dar pentru a descoperi mai multe, intră pe site-ul pickyfootball.ro, unde dacă ești nehotărât, poți să-ți încerci norocul cu un mystery box ce conține un tricou special de fotbal plus alte surprize fotbalistice. Deci, ce mai aștepți? Apasă pe linkul din descriere și folosește codul LEO10 pentru 10% reducere. Golață, golață! Premiul Pușcaș o să... Premiul Pușcaș pentru golul ăsta. Are. Din nou pentru Coman, deci de foarte bine Moura. Am jucat Hens acolo. Nu Moura. Hens acolo. Nu, no, niciodată nu este Hens. Radunovic, pasa bună către Crețu. Crețu pentru Cordea. Să vedem pe Cordea. Sunt mai moi ai mei, nu știu, sunt așa. Ah, aici e greșit. Pierde ușor Cordea acolo și Dinamo pleacă pe un contraatac. Dar e Daua foarte puternic. Daua acolo, camerunezul. Mănâncă din câinii roșii. Rămân la minge aici, chinez, Cordea. Cordea pierde ușor. Hai băieți, hai! E grețios. Am încredere. Gabriel, Gabriel, pasează cu banii. Iglesias! Nu! Opa, opa, Dinamo aici pe un atac foarte bun. Ghezali, Ghezali, șutează și... Nu! Doamne, ce... Caz aici nebune, Bordușanu, vreau să zic Bordeanu, dar vine la Cluj. Bordușanu, centrală e bună și Târnovanu, un efort extraordinar. Și apoi nu mi-a FCSB, FCSB iese din defensivă, Companio pierde mingea și Dinamo este într-un mare atac. Bordușanu în fines. Și n-a fost rău, poate de primul n-a fost rău, n-a fost rău. Te-am domnit acum la fază de astea, ai dar... Făcut... Nu mai zic nimic. Puteai să joci frumos. Asta este. Dinamo se pusese acolo pe FCSB. Cu noroc steliștii au reușit să păstreze avantajul. Începe a doua repriză. Nu pentru mult timp, însă. Nu pentru... Companio. Companio pentru Ejuma. Ejuma din nou pentru Companio. Foarte bine, Companio... Dar nu are ce-i trebuie. În FIFA cel puțin. De mai aici pe Iglesias. Nu trece de Tam. Tam. Tam urcă bine. Tam are încredere în el. Tam. Tam. Știam, știam că e pe acolo. Dar Rucea nu, nu. Nu trece de Daua. Daua. Efectiv zeu. Bolaru. Bolaru. Pasa este bună pentru Cordea. Cred. Companion careu. Companion. Da mă, da. Efortul bine. Foarte bun acolo al portarului tău, pe care nu știu cum îl cheamă, îmi pare rău. Pasa către Cordea. 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 Nu. Cordea! 2-0. Andrei Cordea marchează în partea dinamoviștilor. Și ce pot să zic? Meciul e cam over. Nu cred că Dinamo mai poate reveni. Dar rămâne de văzut. Ghezali. Ghezali pentru banii. Oh, mamă, ce intervenție. Dar acolo. Ce greșeală acolo și Dinamo poate marca. Da, da, let's go. 2-1. Mai subestimat, pentru că mai subestimat. Hai să vedem. Trebuie să am grijă, trebuie să am grijă mare. Camera, uite, te pup. Ăla zice că e la Toblevici, Bogdan ăla, cum îl cheamă. Nu, Gabriel. Gabriel, a zis Bogdan. Și fix Ahmed Bani a înscris. Ahmed Bani, da, jucătorul de la care multă lume așteaptă multe lucruri. Cordea foarte bine recuperează, să vedem. Ejuma, Ejuma îl vede pe Crețu. Vali Crețu, cât de mult a urcat Crețu. Crețulinio, Crețulinio. Crețu în careu, Crețu! Ratarea lui, dar... Ce se întâmplă acolo? Crețu rămâne la minge cumva, pasează în careu și... Dă pe lângă minge, nu cred. Tavi Popescu eșuează acolo. Ce bună alunecarea și șutul lui Coman în forță. Resping dinamoviștii. Un efort foarte mare. FCSB vrea să marcheze din nou. Recuperarea lui Tam. Tam. Tam de unul singur. Tam. Tam pierde mingea. A nebunit Tam. Vrea să dea și el un gol. Recuperarea lui Radunovic. Risto Radunovic pentru Companio. Companio pregătește un mare șut. Oh, n-a fost rău, puțin, n-a fost rău. Puțin pe lângă poartă. Foarte bine, Cordea.
Da, mă, da. Faultat acolo. Nu mi s-a părut. Și lovitorul liber pe care o să o bată Cordea și mută portarul acolo, Nea Cristi. Vedem. Coman, cu un exterior. Ghezali. Aoleo, Ghezali își bate joc. Da, intră acolo Olaru, nemâncat. Mai avea puțin și îl mânca. Roșu, Cresu, e pe baterii. Am Haller, gazi puțin băieții. Cristi e nervos. Opa, Buleică. Buleică luat de la spate acolo, cred că să fie un cartonaș cel puțin. Și ocazia aici, Ahmed Bani în offside. Nu cred, nu. Mamă, că a fost milimetric offside-ul ăsta. Băi, eu zic că n-a fost mare, n-a fost mare, dar nici foarte mic. Dacă mai aveam puțină răbdare să mai retragă un pic, era... Cred că era 2-2 acum. Dar poate să fie oricum 2-2. Banii în care... Dau acolo, care mi-a făcut zile fripte, sincer să fiu. Da. I-a buzunărit pe atacanții din Aumbiștilor. Companio, ce trecere aici, Companio! Încearcă un dribling, dar după mine... Portarul a atins mingea cu mâna în afara careului, dar asta nu este. S-a nu s-a văzut. Arbitrul e totuși român. E totuși dinamovist, nu? E totuși câine un pic, așa un pic. Companio. Companio pentru Tavi Popescu, dar n-a făcut nimic Tavi Popescu în meciul ăsta. Timorat, Tavi. Timorat și oi, ce roșu! Care, ce puțin roșu! Și am scăpat de Daua. Roșu practic, pentru Daua. E ca o victorie pentru mine acest cartonaș roșu. Roșu pentru Daua. Și acum este e ca un gol marcat. Jafar, excelent. Aoleo, Banii, care o Banii. Are spațiu de manevră. Banii. Și centrează Banii cu centrare bună. Dar nu e nimeni la bara a doua. Respinge acolo. Până la urmă FCSB-ul. Hai să vedem pe Companio, care nu face nimic. Companio. Cordea recuperează bine. Companio, hai să vedem pe Companio. Poate fi șansa lui. Italianul. Companio în exterior, senzațional! Și ăsta numesc eu golazo italian. Mamma mia, da, frumos, Companio. Frumos, n-am ce. Mamma mia. Ce ai cazat-o ca Prime nu Roberto Carlos. Nu mă așteptam să intre, sincer. Eu mă așteptam. Mamă, e unul pe fundal care urlă. Ce? Era unul pe fundal care urla, efectiv. Da? Las că eu aud și jocul, mamă, dar... Și o mică, e un gol de portar dacă mă întrebați mine, nu a fost deloc o e un gol până. Marcat de un atacant extraordinar, cu o lovitură extraordinară. Da, un șut pe centru porții aproape. Frate, dar, a fost un gol frumos. Da, a fost ok, na, am să și plecarea lui Cristi aici, Banii, da, încă mai poate Banii și în careu! Și tu buna lui Banii. Și nu mi-a schimbat jucătorul din nou. Tănoveanu recuperează, Molaru. Ejuma pierde ușor, roșu. Ghezali. Roșu în careu și ratare. Aoleu, ce ratare. Cred că Iglesias a ratat acolo. Roșu, da. Incredibilă ratare asta. Nu, pasă aici. De Liga a doua pasă aceea. Companio foul. No, cum de n-a fost asta de roșu? Companio vrea să iasă de pe teren, s-a săturat să joace pe acest teren stricat. Opa, Tam, recuperează bine. Pasează cu portarul de frică, dar greșește Târnovanu și poate fi un gol al lui Dinamo. 3-2. Nici nu ne bucurăm, băieții, pentru că vrem să mai dăm una. Și eu se poate întâmpla acest lucru. Se poate întâmpla acest lucru. Iglesias scapă, Iglesias. Iglesias singur cu Târnovanu și... Ce ratare! Ce ratare! Ți-ai bătut joc toată suflarea albă te va înjura. Doamne, nu pot să crezi. Ce meci nebun, ce goluri, ce faze, ce un drame. Un adevărat derby. Un adevărat derby, chiar mi-a plăcut extraordinar de mult. Trebuia să-mi scriu acolo. Urmează... Hai să vedem și statistici, pentru că eu nu cred tine. Că mai dominat, uite, am avut mai multă posesie, un expected goals de 4 față de 2. Ai avut pe final mai multe ocazii și de-aia. Nu contează, a fost oricum, un match foarte bun și trecem acum la simularea carierei. Așa băieți, am terminat și de simulat aici, ia uitați ce gagică frumoasă sunteți, am condus Rapidul,
Păi și cred că noi am luat campionatul acum, arată astea pe aici. Hai să vedem standings. Da, o să luăm de jos în sus să vedem cum ne-am descurcat. Băieți, o să începem de aici și ce să... Deja vedeți Dinamo pe loc cu 8. Da, e cam 2-0 pentru mine. Da. FCSB câștigă campionatul. Surprinzător. Eu mă întreb ce caută Botoșaniu, Voluntariu și Chindia în play-off, sincer. Adică Craiova n-a prins niciuna din Craiove, nici Rapidul. Bă, Chindia la cum joacă în prezent, chiar e ok. Da, mă, dar nu totuși. Cupa României a câștigat o... Cupa României a câștigat-o cineva. În fine. Da, băieți, e 2-0 pentru mine, pentru FCSB, dar o să mai facem și ultima probă, cea penaltiurilor. Da, băieți, am ajuns și la penaltiuri. Haide să vedem dacă reușesc să... ai dat gol de gol. Da, băieți, dubla 2 de penaltiuri, pentru că prima n-a fost. Hai, bro, ești pregătit? Let's go. Stai să-i aranjez aici cum trebuie și fii antenă. O, ai unul care are 75, ești nebun, Gavril ăla. Care, la ce are 75? Ba... La finishing. Scuze, da. Deci, te rog frumos. Deci, fii antenă ce vreau să fac acum. Este foarte simplu. O să bată prima și prima oară portarul la mine. Atenție. Bă, fii nebun la cap. Poți să te copiez? Faci ce vrei, dar dacă bați la mine ca mine, mai copiați și de-aia câștigi. Bine, gata, dau și eu cu Ștefan Târnovanu ca să fie fer. Tu l-ai pus și pe companie ultimul. Deci ăsta e al meu. Let's go! Eu mă crezi că am apăsat pe șut? Și... Nu! Oh, din vinclu! Da, eram sigur că dai pe centru. Am vrut să dau pe stânga, efectiv. Mie nu mi-a niciodată nicio parte. Eu oricum aș da tot tipul, dau pe stânga. Oh, alo! Dar unde a dat-o? Ai trimis-o în tribune. Am încărcat la maxim și eu. Nu, am să celebrez că a arătat. Am gândit să dau încet cu ăștia, că dacă dau tare se duce departe. Băi, deci eu mă înjur, țineam în stânga. Eu am ținut în stânga. Cum a dat în dreapta? Nici bă, crezi că am dat în stânga? Mamă, uite, ți-am dat și eu una în colț. Ai avut bulan. Am avut bulan, ce de-astea. Oh, Gabriel! Brazilierul, tiki-taka, toate ce... Nu mai zic nimic. Joga bonito. Bă, dar nu mai acolo de-aia acum. Mamă, deci n-am voie să ratez și după trebuie să ți-o apăr oricum. Deci e... Stai că vibrează controllerul. E greu, e greu. Da, mă, da! Ce bulan! Știi ce am observat acum? Că le-a pus, gen la FCSB, portarii n-aveau pe echipament betanul și de-astea. Da, da, da. Echipament basic. No, nu! S-a încheiat. Clasic pe centru, frumos, elegant. 3-0 pentru FCSB. Și da, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă abonați, like, share, subscribe. Mergeți la Cristi pe canal, pentru că avem și acolo un experiment super tare. Și urmăriți și clipul ăsta în care am făcut același experiment, numai că cu Dinamo vs. CSA.